Bine v-am regăsit, sunt Maria Cinarjiga și urmează, ca de obicei, la această oră, o nouă ediție a misiunii Transilvania Policromă. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro, iar pagina Facebook și canalul YouTube al emisiunii vă așteaptă, ca de obicei, cu o selecție de materiale din cadrul emisiunilor noastre. Începem ediția de astăzi a emisiunii Transilvania Policromă cu un material din cadrul rubricii Semne și simboluri evreiești, după care facem o retrospectivă la ceas aniversar a activităților Centrului Cultural Rus din cadrul Universității Babeș-Bolyai, iar la final vă așteaptă un material care are în prim plan cântece slovace din zona Bihor-Sălaș. Vă invit acum să urmăriți un nou episod din ciclul Semne și simboluri evreiești, tâlcuite de prim-rabinul Rafael Shafer. Veți afla, printre altele, din materialul realizat de către colega mea, Andreea Ghiță, de ce evreii numesc cimitirul Casa Vieții și care sunt cele mai importante obiceiuri de înmormântare. Cimitirul se numește la noi Beit HaChaim, casa celor vii, pentru că noi îi privim pe morți ca pe oameni adormiți care la timpul sorocii, nu știm când va fi, se vor trezi. În cartea profetului Yehezkel, Ezechiel, cum e cunoscut la noi, avem un capitol care se referă la o viziune când vede o câmpie cu oase uscate și aceste oase se îmbracă cu carne, piele și devin oameni vii. Această viziune este viziunea pe care noi considerăm că așa va fi în viitor, când cu toții ne vom trezi la viață. Și aceasta schimbă întreaga noastră atitudine față de cei morți, începând cu tratamentul pe care îl primesc înainte de înhumare. Ei trebuie tratați cu grijă, purtați ca niște oameni vii care își simt durerea. Îngropați cât mai grabnic, pentru că înainte de a fi îngropați, ei suferă. Iar osemintele lor trebuie lăsate în liniște, în pământ, nu mutate, pentru că avem nevoie de acest spațiu, ci lăsate să se odihnească până când va veni momentul trezirii și acele oseminte care s-au păstrat se vor îmbrăca din nou cu carne și piele și vor reveni la viață. Punem în rugăciunile noastre. Omul e plămădit din țărână și în țărână se va întoarce. De această întoarcere în țărână nu trebuie oprită. De aceea e bine ca omul să fie într-un sicriu care are găuri, astfel încât să vină în contact cu pământul din jur, trupul, partea care se descompune, să vină în contact cu pământul, să se descompună în liniște. Și aceasta este calea firească. Sicriul și giulgiurile sunt simple, egale la toți. Pe vremuri și la noi era fiecare după statutul lui social și fiecare încerca să arate cât mai bine, dar erau săraci cărora le era foarte greu. Nu aveau de unde să facă față la această cheltuială. Și atunci, în urmă cu 1800 de ani, în vremuri grele după distrugerea templului, Rabban Gamliel, care era om înstărit, și mare învățat, dar și om înstărit, a dat porunca, după ce va deceda, să fie înhumat în haine simple, haine pe care și-l pot permite toți. De atunci acest obicei a rămas, că hainele sunt simple, sicriul e simplu. Monumentul poate să și-l facă fiecare pe măsura posibilităților,
dar ca recomandare, nu toți țin cont de ea, dar apare în cărțile noastre recomandarea și monumentul să fie simplu, iar dacă cineva are dare de mână, să folosească acești bani pentru a ajutora săracii, mai degrabă decât să-și facă un monument impunător. Ceremonia cuprinde două elemente. Primul este împăcarea cu Dumnezeu. În durere, îndoliații își sfâșie haina și spun binecuvântarea Dayana Emet. Îl binecuvântează pe Dumnezeu ca judecător adevărat. Da, e dureros, dar recunosc faptul că judecata, oricât de dureroasă, e adevărată. Apoi, în aceeași cază, o reintră rugăciunea de Kadiș, rostită de urmași. Ea nu are legătură directă cu decedatul. E, de fapt, o rugăciune în care ne rugăm ca Dumnezeu să fie sfințit. Ce legătură are ea? Atât timp cât omul trăiește, prin faptele bune pe care le face, el sfințește pe Dumnezeu. Adică se vede înțelepciunea legilor pe care a dat Dumnezeu, care ne îndrumă pe căi bune. Când omul nu mai poate să facă nimic, atunci el nu va mai putea sfinți numele lui Dumnezeu. Ne rugăm ca prin faptele noastre numele lui Dumnezeu să fie în continuare sfințit. Ceremonia de înhumare este sobră. Rugăciunile sunt recitate. Este o singură parte care este cântată. Rugăciunea de Kelma de Rahamim. Rugăciunea de Kelma de Rahamim, în care ne rugăm lui Dumnezeu, spunem, Doamne, plin de îndurare, să-și găsească odihnă sufletul decedatului și să fie legat în buchetul vieții. Avem trei perioade de doliu. Primele 7 zile se numesc Shiva, Shiva înseamnă 7, sunt zile în care nu avem voie să muncim, doar stăm pe pământ sau pe un scaunel scund, vin rudele cunoscuții să ne consoleze, nu avem voie să ne spălăm, purtăm haina sfâșiată de la înhumare, s-au încheiat cele 7 zile, ne spălăm, ne schimbăm hainele, doar că nu ne tundem, nu ne radem și nu ne ducem la petreceri. Au trecut și cele 30 de zile, avem voie să ne tundem, să ne radem, în forma în care avem voie, doar să nu mergem la petreceri. S-a încheiat anul, avem voie să mergem la petreceri. Acestea sunt obiceiuri, obiceiuri trebuie respectate. Dar avem ceva mult mai grav, lege. O singură lege, că nu avem voie să depășim aceste perioade. Cel care stă pe pământ a 8-a zi, încalcă. Cel care refuză să se tundă în a 31-a zi, încalcă. Cel care refuză să meargă la o petrecere după un an, încalcă. Perioada de doliu trebuie trăită, dar după ce a fost trăită, ea trebuie neapărat depășită. Avem obligația, avem datoria să ne reîntoarcem la viață. Doliul la noi este limitat. E mai mult durerea noastră că l-am pierdut pe cel apropiat, dar știm că sufletul se duce într-o lume mai bună. Exprimăm acest lucru limitând jalea. Prea multă jale ar arăta ca și cum am crede că sufletul se pierde. De aceea evităm
excesul de doliu. Piatra funerară are un rol practic, să arate că această bucată de pământ nu vă atingeți de ea. Aici se află o seminte. Cei mai mulți o fac simplă, unii o fac mai arătoasă, dar cei mai mulți o fac simplă. Pe piatră scriem literele Peinun, aici în Humat scriem numele, cu caractere ebraice la nevoie și cu caractere latine, și apoi încă 5 litere, acolo semnificație este fie sufletul îmbinat în buchetul celor vii. Găsim și anumite simboluri, găsim câteodată steaua lui David, semn că e mormânt evreiesc, câteodată menora, iar pe mormintele cohenilor găsim două mâini, parte din dege lipite, parte din degete despărțite, așa cum erau mâinile cohenilor în timp ce binecuvântau. Când vizităm un mormânt, obiceiul nostru este să punem o piatră. În ziua în care vizităm mormântul, ea nu arată deosebit de frumos. Dar așa cum arată în ziua vizitei, așa va arăta și peste 10 ani. Așa e și legătura noastră cu cei decedați. O legătură a care principală calitate este statornicia. Cimitirul este un loc sacru, dedicat în exclusivitate respectului față de cei decedați. Nu avem voie să întreprindem în cimitir nicio altă acțiune personală sau comunitară, doar să venim, să vizităm mormintele, să îngrijim mormintele la nevoie, să facem un humare la nevoie, dar nimic altceva. În zilele de caniculă putem bea apă, dar în cimitir nu se mănâncă și nu se bea. În niciun caz, cimitirul nu e un loc de plimbat. Când ieșim din cimitir, e bine să ieșim pe altă cale decât am intrat, este asta un simbol important, iar când ieșim, ne spălăm pe mâini dintr-o cană pentru a ne purifica mâinile. Pentru că cimitirul este, pe de o parte, un loc sacru, pe de o parte, un loc impur. Un loc sacru, ceea ce înseamnă respect, un loc impur, care înseamnă că atunci când nu avem nevoie, trebuie să ne ținem departe de el. În urmă cu 10 ani, la Cluj, în cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost inaugurat Centrul Cultural Rus, al doilea din România, după cel din București. Este vorba despre un centru care reprezintă o platformă creativă de comunicare menită să creeze condiții pentru organizarea unor manifestări de artă, mese, rotunde pe teme științifice, precum și un dialog informal multicultural. La acest aniversar vom afla mai multe despre parcursul acestui centru de-a lungul celor 10 ani de existență și în continuare îi spun bun găsit directoarei Centrului Cultural Rus din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, doamne Judith Bartaliș-Ban. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! În urmă cu 10 ani, cum spuneam, în această perioadă se inaugura cel de-al doilea centru din România, Centrul Cultural Rus, după cel din București. Un centru care a reușit de-a lungul anilor să contribuie la diversitatea vieții culturale clujene. Pentru început, aș dori să povestim puțin despre cum s-a ajuns să se înființeze acest centru tocmai aici, la noi, la Cluj. Știu că a fost în cadrul unui proiect internațional mai amplu al Fundației Ruschei Mir, un proiect prin care au fost înființate mai multe centre culturale ruse în lume. Un fel de centru cultural rus
a existat și la Departamentul de Limbi și Literaturi Slave de la Facultatea de Litere, fosta catedră de... Vorbim despre, încercăm să refacem legătura cu invitata noastră și să aflăm mai multe detalii despre centru, despre activitățile acestuia. Un centru care, doamna Bartaliș, ne auziți? Din păcate s-a întrerupt. Da, da, sigur. Așa. Vă rog să continuați, să reluați, pentru că din păcate s-a întrerupt pentru o scurtă perioadă. Deci, preocupări pentru a populariza limba și cultura rusă au existat de foarte mult timp la Catedra de Limbi Slave, ulterior devenit Departamentul de Limbi și Literaturi Slave. Am organizat anual conferințe internaționale, am organizat manifestări culturale, am organizat proiecții pentru studenți și nu numai. Și a venit momentul să cerem să se deschidă al doilea centru cultural rus din Mia, tocmai la noi. Și am reușit în 2011, la 29 noiembrie, să inaugurăm centrul cultural rus în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Acest arhiscultul istoric. A fost un eveniment care a debutat chiar cu o săptămână a filmului rusesc. După cum știm bine, cinematografia rusească și sovietică a fost mult timp una dintre cele mai importante din Europa și deși a cunoscut o criză majoră prin anii 1900, în timpul anilor 90, la mijlocul anilor 2000 a revenit și a devenit din nou, a redevenit una din cele mai prolifice cinematografii europene. Așadar, ați avut și atunci și după aceea și pe parcursul anilor foarte multe proiecții în cadrul unor evenimente, proiecții de filme rusești. Aș vrea să povestim puțin despre acestea în continuare. Da, deci așa a fost. Am debutat cu un mini-festival de filme rusești, filme rusești noi din ultimele producții ale Mosfilm. Primul film a fost chiar prezentat chiar de regizoare, de Vera Storjeva, și de atunci săptămânal proiectam filme la Centrul Cultural Rus și anual prin susținerea ambasadei, pe urma a Centrului de Știință și Cultură Rusă, care a devenit de anul acesta casă rusă din București, am organizat festivaluri ale filmelor rusești la Cluj în ultima perioadă, chiar la Cinema Victoria, în condițiile cele mai moderne și cu un public foarte larg și mimos. Centrul de Cultură Urbană a văzut că a fost un partener constant al acestor evenimente și am văzut că întotdeauna a fost un interes și din partea publicului clujean pentru aceste filme și mulți prieteni ai culturii ruse au participat la aceste evenimente. Despre ce alte evenimente mai este vorba? Evenimente pe care Centrul Cultural Rus le-a organizat de-a lungul celor 10 ani. Am văzut că activitatea a fost foarte bogată. Mă uitam acum din nou, sigur că am urmărit constant și eu la rândul meu preocupată de cultura rusă, am urmărit activitatea centrului și am văzut cât de multe evenimente ați organizat, multe și chiar diverse, inclusiv pentru copii, pe lângă, să zic așa, niște cursuri de limbă rusă care cumva erau firești să fie organizate, am văzut multe evenimente în care ați implicat tineri, copii. Ne-am diversificat activitatea în fiecare an. Da, deci activitatea cu copii a fost așa o pată de culoare și este în programul activităților noastre. Am participat cu programe speciale pentru copii la diferite școli, la supermarketuri din Cluj, la diferite organizații și a fost un proiect foarte, foarte interesant al
doamnei Mihaela Bogdan, 7 culturi în 7 zile, unde desigur și Rusia a fost prezentă, chiar vedeți imagini de la aceste evenimente și am participat la Muzeul Etnografic, la evenimentele dedicate copiilor, în primul rând la Traista cu povești, povești rusești, teatru de păpuși rusesc. Am avut o serie de expoziții prin colaborarea unor renumiți artiști plastici de origine rusă sau iubitori ai culturii ruse, care au primit inspirație de la pictura rusă. Am avut concerte și anual am organizat Zilele Culturii Slave în cadrul conferinței noastre internaționale sau la careva dintre muzeele Clujului sau în Palatul Urania. Deci am avut parteneri foarte buni și foarte atașați culturii ruse în toți acești ani. Am menționat cursurile de limba rusă pe care le organizează Centrul Cultural Rus și ați avut chiar doi dintre cursanții dumneavoastră. Știu că au avut un parcurs foarte frumos, au ajuns chiar doi balerini foarte importanți. Despre ce este vorba mai exact? Vă las pe dumneavoastră să ne povestiți ultima mai multe. Ultima noastră bucurie în ceea ce privește învățarea, propagarea limbii ruse sunt cei doi elevi de la Școala de Coreografie din Cluj care au fost admiși la Academia Rusă de Balet Vaganova din Sankt Petersburg și i-am ajutat să se pregătească, să se inițieze sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul limbii ruse. Și acum sunt la Sankt Petersburg și așa știu că nu au probleme mari cu comunicarea în limba rusă. S-au descurcat și au învățat cu ajutorul acestor cursuri să comunice, cred că, mult mai bine în limba rusă. Cum se desfășoară mai exact aceste cursuri? Cui se adresează? Cine poate să participe, să se înscrie la aceste cursuri de limba rusă? Din păcate, de 2 ani suntem în regim online, dar avem și avantaje în această perioadă și anume ne-am lărgit sfera de participanți la cursuri, deci nu mai suntem legați de spațiul nostru, de cei 27 de scaune care sunt în spațiul Centrului Rus. Deci participă foști studenți, actuali studenți care nu au un contract limba rusă, deci nu trebuie să dea examen, doctoranzi, pensionari și elevi peste 15 ani. Deci avem foarte mulți. Și anul acesta avem o grupă de continuatori cu foștii noștri cursanți și o grupă de începători. Din mai multe țări avem online. Da. Sper să reușim să terminăm discuția noastră, pentru că din păcate văd că semnalul este destul de prost, dar vom încerca să continuăm. Aș vrea să ne detaliați despre ce, cam despre ce, care au fost cele mai importante evenimente pe care le-a organizat Centrul Cultural Rus, evenimente care poate au devenit evenimente de tradiție și ce anume vă gândiți să faceți și în viitor, cum doriți să continuați sau să diversificați activitatea Centrului Cultural Rus din Cluj? Evenimentele cele mai spectaculoase au fost cele în colaborare cu artiștii, cu muzicienii Clujului și nu numai. Am avut zilele culturii ruse în 2017 la Muzeul de Artă din Cluj cu o demonstrație de artă în email a doamnei Anastasia Vdovkina. Am avut expoziții în aer liber de fotografii inspirate din nordul rusesc în 2016. Am avut o serie de alte expoziții la Biblioteca Județeană, la galeriile din Cluj și am avut manifestări culturale cu participarea unor
actori, ca știa și ultima noastră activitate înainte de pandemie a fost o asemenea manifestare culturală în cadrul unei expoziții a doamnelor artiste rusoaice, cu grupul artistelor rusoaice, cum se autonumesc ele, doamnele care se ocupă de arta imaginului. Și am avut expoziție de pictură a doamnei Vera Dan, am avut expoziție la Turnul Croitorilor de fotografii de la spectacolele Cehov din Cluj, o manifestare foarte reușită care a culminat într-un concert de arii din opere interpretate de studenți extraordinari de la Academia de Muzică George Dima. Și am avut un moment foarte interesant, din păcate prea puțin mediatizat, întoarcerea în timp. În anii 60, în Fabricatul Urania, în 2016, unde am dansat dansul, am fost lansat în spațiu odată cu Gagarin, deci a fost o manifestare foarte, foarte reușită, de care ne aducem aminte cu mare plăcere. Sunt foarte interesante prezentările în cadrul Centrului Rus. Avem un ciclu de manifestări, Hai să ne vedem la Centrul Rus, unde participă studenții care fac practică în cadrul centrului nostru cu rezultatele cercetărilor lor în cadrul unor prezentări foarte interesante, care acum se petrec online, dar nu ne lăsăm, continuăm și așa. Aveți o pagină, centrul are o pagină de Facebook, Centrul Cultural Rus Cluj, care poate fi, unde se pot găsi multe informații, inclusiv, și sediul este în continuare în Mărăști, dacă... Da, în cinta Căminului Economic numărul 1, dar vreau să vă spun că în miercuri o să avem o activitate la... Chiar vreau să vă întreb dacă marcați printr-un eveniment această aniversare importantă și dacă da, care este acest eveniment? Da, de fapt, evenimentul l-am separat în două evenimente distincte. O să avem o expoziție de afișe din cei 10 ani la Turnul Croitorilor, și în 15 decembrie la Cinema Dacia o să sosească o expoziție dedicată activității vieții și activității marelui scriitor Fyodor Mihailovici Dostoevski, de la al cărui naștere se împlinesc, s-au împlinit 200 de ani. Această expoziție va fi vernisată în 15, miercuri, și va de fi la ce oră? Pentru cine de la ora 18, și va fi urmată de o proiecție. O să am programat filmul Nopți Albe, un film clasic deosebit, și în 20 o să continuăm cu Idiotul, o ecranizare veche, dar foarte frumoasă. Așadar, sperăm că participă și domnul director de la Casa Rusă la aceste evenimente. Așadar, din nou, cinematografia rusească va fi și de data aceasta în plan, la fel și partea artistică. Deci ați spus expoziție de afișe cu evenimentele pe care le-ați avut de-a lungul anilor, precum și acest eveniment de la ora 18, unde veți vernisa expoziția, la Cinema Dacia, da? Dacă bine am presupus, miercuri, pe data de 15 decembrie, urmat de o proiecție de film. Și, da, și o altă proiecție. Da. În data de 20. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Bartoliș-Ban, pentru această discuție. Mult succes în continuare. Noi vă mai așteptăm în cadrul emisiunilor noastre. Am avut multe dintre evenimente pe care le-am prezentat și noi de-a lungul celor 10 ani de existență. Sperăm să o facem și în continuare. Și, deci vă mulțumim și vă dorim mult, mult succes în continuare. Mulțumesc pentru invitație. Toate cele bune!
Dragi telespectatori, noi încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre în note muzicale. De curând a apărut primul CD cu muzică slovacă din zona Bihor-Sălaj al Adrianei Furicova, etnolog și solistă vocală. Vom afla mai multe detalii despre cântecele de pe acest CD, chiar de la solistă, și firește vom și asculta câteva dintre aceste cântece, unele lansate chiar la noi în emisiune de-a lungul anilor. Eu vă mulțumesc că ne-ați fost și astăzi alături. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul YouTube al emisiunii noastre, cu materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la alții tot ceea ce este mai frumos și să conviețuim toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Rămâne sănătoși și aveți grijă unii de ceilalți. Sunt Maria Cinarjiga și vă doresc toate cele bune! Веширици, жена ешь фраера на каждой улице, от вечера до рана, миловало девча шугая. Мала сом фраеров, мала сом их дванац, пришла бистра вода, взала их на раз, от вечера. Шугая од вечера до рана, миловало девча шугая. Яке є то дівча, чо нема фраєра, од вечера до рана, миловало дівча шугая. Мала сом фраєрок, 77, при моїм собаші не болі ба єден. După mai bine de 10 ani de la prima apariție pe scenă în costum popular slovac, am reușit să înregistrez primul meu CD, CD-ul de debut, intitulat Sedmohradsko Zemvelika, care în traducere în limba română ar fi Transilvania, pământ întins, vast. Pe CD-ul am adunat 20 de melodii din folclorul tradițional al slovacilor din zona Bihor-Sălaj, melodii pe care le-am cules fie eu, fie tatăl meu, împreună cu regretatul meu unchi în perioada anilor 60-70. Am încercat să prezint melodii dintr-un repertoriu vast. Pe CD găsim melodii de cătănie, de dragoste, de nuntă, chiar și o melodie de leagăn. Bratia moi, bratia, trapojte. Jeden je ve vojne, jeden je ve vojne, druhý zajtra pojde.
sestry, moje sestry, všetké sa rozešli, iba ja zostala, čo gravy pasala. Iba ja zostala, čo kravy pasala. Pasem, kravy pasem, lada pastierka sem. Kravy dolu hajem, a ja zešu hajem. Kravy dolu hajem, a ja zešu hajem. Mala som frajera, naučil ma pískať. Ukázal mi figeľ, že mám čo kolískať. Ukázal mi figeľ, že mám čo kolískať. Kmotra moja, kmotra, Naksanie lakomi na moj kabát nový. Naksanie lakomi na moj kabát nový. Bo moj kabát nový ze 17 polí. Nebude mi šuchať moje belé nohy. Nebude mi šuchať moje belé nohy. Am înregistrat acest CD cu o formație de muzică populară din Slovacia, muzica Milana Rendoșa, cu care colaborez de o lungă perioadă de vreme. Acest proiect s-a bucurat de sprijin financiar oferit de Departamentul pentru Slovacii din afara granițelor, în slovacă Urad pre Slovakov žijúcich v zahraničí, care finanțează și sprijină proiecte ale slovacilor din afara granițelor. Foarte emoționant să mă găsesc în studio înregistrând două melodii tradiționale cu tatăl meu, persoana care mi-a insuflat dragostea pentru folclorul slovac. Și cred că emoțiile lui au fost și mai mari. Când am început să înregistrăm, am văzut că îi tremură mâna, așa că ne-am ținut de mână și ne-am încurajat reciproc, pentru că aceste două piese cred că sunt proiectul nostru de suflet. Toate melodiile de pe acest CD au fost înregistrate în graiul nostru tradițional, într-o slovacă arhaică pe care slovacii din zona noastră încă o păstrează. Hora, hora, listerovi, Never, dievča, mladencovi, šalalaj, la-la-la-la-la-la-la. Mladenec je jako ten vták, zamiluje a na hatak, šalalaj, la-la-la-la-la-la-la. Oh,
la 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 la. Daleko si za horami, slava laska, slava laska medzi nami. Shalalai la 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 la. Krajše dziewczę jak malina, szalalaj, la 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 la. Pe viitor aș dori să lucrez la înregistrarea unor noi proiecte muzicale, deoarece am foarte mult material de arhivă adunat, poate chiar să fac ceva și mai diversificat, să aduc grupuri vocale. Мама пристенек с белым очком, дал мне мили под облачком, под облачком приедлички, на малюваной лавичке. На лавичке малюваной седавали хлопцы на ней, седавали, ай пьяли. Шварне дівча милували. Милуй, милуй, як машкего, не милуй ти хоцікего. Милуй, милуй, дівча шварне, ой, чома очка беласте, очка беласте, беле тіло. Срце мрело, а та вискаку, ю-ю-ю-ю. Ю-ю-ю. Очка беласте, беле тело, за тим моє срце мрело, 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 ай мреть буде, поки ал оно живе буде. Prietenii mei din Slovacia urmăreau cu mare drag un concurs internațional de folclor televizat. Ei m-au încurajat să particip și eu la preselecții. Așa că m-am prezentat cu mare emoții la preselecțiile pentru cea de-a treia ediție a acestui concurs. Am trecut de preselecții, iar la prima etapă juriul a decis să mă trimită direct în finală, fără a mai fi nevoită să trec prin toate etapele ca orice alt concurent, fiind impresionați de autenticitatea melodiei, de autenticitatea costumului și de interpretare. După ce am participat la acest concurs, am început să primesc foarte multe mesaje, inclusiv de la slovaci din Slovacia, care m-au felicitat nu doar pe mine, ci pe întreaga comunitate, că deși suntem plecați, să spun așa, de mai bine de 250 de ani din Slovacia, am reușit să ne păstrăm graiul, costumul popular și tradițiile. Mulți dintre ei mi-au spus că până să vadă acest concurs nici măcar nu știau că în România trăiește o comunitate semnificativă de slovaci. Reacția publicului și a juriului de specialitate m-a determinat să intensific
activitate pe care o desfășor în promovarea folclorului slovac din zona Bihor-Sălaj. На сиплацки мосте седяв вехр длички. На сиплацки мосте седяв вехр длички. Там си мой најмилши, ширује конички. Там си мой најмилши, ширује конички. Широе, лавкум си турбуе. Широе, широе, лавку си турбуе. Его најмилејша ручки заламује. Его најмилејша ручки заламује. Заламуј, ручки заламуј. Заламуј, ручки заламуј. Пред твоју главичку. Шварни шухаичку, кему си ма нахал, шварни шухаичку. Я нахал, тему шухаичку. Нахал сом тя нахал, тему шухаичку. Керику вам ходил каждую неделечку. Керику вам ходил каждую неделечку. Бодай си самили, поткнул, бодай си самили, тельо рази поткнул, кельо рази си са, мой холичка доткнул, кельо рази си са, мой холичка доткнул. Бодай си самили, тельо рази збезнил, кельо рази си ма, циганить помислил, кельо рази си ма, циганить помислил. Здало са ми здало, же са в хоре близка, а то тен, мой мили, а то тен, мой мили, пищалки писка. Не будешь юмать.
lăsi fraierecu. Не будешь юмать.